astăzi, 30 noiembrie, vorbim despre un iubit pianist și compozitor care de aproape 30 de ani nu a mai înregistrat niciun disc, deși se bucură de un succes fără margini și acum. Artistul este zgârcit la apariții și la vorbă, nu dă interviuri, nu se arată și nu lasă pe nimeni să înregistreze concertele. Unele persoane își pierd orice naturalețe când sunt fotografiate. Mie mi se întâmplă același lucru cu sunetul. Explică Radu Lupu, pianist și compozitor, căci despre el vorbim. Cu toate acestea însă este admirat peste măsură de iubitorii de muzică. Singura șansă de a-l vedea sau a-l asculta este să mergi la spectacolele sale. Radu Lupu s-a născut în 30 noiembrie 1945 și este pianist și compozitor de origine română, însă își împarte viața între Marea Britanie și Elveția. S-a născut la Galați, unde la 6 ani a început să studieze pianul. La 12 ani a debutat cu un program complet de muzică scris și compus de el însuși. A urmat liceul la Galați, a absolvit cursurile Școlii Populare de Artă din Brașov și a continuat studiile la București. În 1961, când avea 16 ani, a primit o bursă de studiu la Conservatorul din Moscova, unde a studiat timp de 2 ani. În această perioadă a concertat la Moscova și Leningrad și a participat la nenumărate concursuri mondiale, unde s-a mândrit cu numeroase premii întâi câștigate. În noiembrie 1969, Radu Lupu a debutat pe scena londoneză și s-a bucurat de un mare succes. Până și jurnaliștii de la The Times au scris despre interpretarea lui Radu Lupu. El a adus pe scenă ceea ce părea o întreagă experiență de viață. Muzica nu ar putea fi niciodată mai apropiată de vorbire. Scria The Times. A cântat în 1972 la New York alături de orchestra din Cleveland, dirijată de bunul său prieten Daniel Barenboim, pianist, dirijor și director muzical al mai multor instituții de renume. Daniel Barenboim a fost și este încă singurul alături de care Radu Lupu a cântat la același pian în același timp. Cariera lui Radu Lupu este plină de succes, triumf și satisfacție. Concertează în continuare alături de cele mai prestigioase orchestre și cei mai mari dirijori ai lumii, atât în Statele Unite ale Americii, cât și în Europa și în Asia. Dar în continuare refuză să fie înregistrat.